Rechinii au pofte feroce. Majoritatea acestora trebuie să mănânce zilnic 2-3% din greutatea corporală, iar rechinii cu sânge cald, precum rechinii mari albi, trebuie să mănânce și mai mult. Acest lucru îi face pe rechini curajoși, prădători oportuniști cu diete diverse. Mănâncă o varietate de prăzi, de la păsări marine la crustacee. Deci, cu atât mai multe obiecte străine în apă din cauza activității umane, aceste animale au mâncat accidental niște lucruri foarte ciudate. Iată 10 lucruri incredibile înghițite de rechini de-a lungul timpului. Plăcuțe de înmatriculare. Rechinii tigru au fost denumiți coșurile de gunoi ale mării. Sunt vânători incredibili care vor mânca aproape orice. Din păcate, un articol obișnuit pe care îl mănâncă rechinii tigru sunt plăcuțele de înmatriculare. Atracția către plăcuțele de înmatriculare poate fi pur și simplu curiozitate, dar ar putea fi și faptul că metalul reflectă lumina, ceea ce ar putea păcăli un rechin tigru să creadă că este o pradă animală. Partea cea mai ciudată este că pescarii au găsit o plăcuță de înmatriculare din statul american Kansas, care nu are ieșire la mare în stomacul unui rechin din Oceanul Pacific. Sticle de vin. În 1942, o navă franceză a prins un rechin albastru pe care pescarii l-au considerat imediat un iubitor de alcool. O sticlă de vin din Madeira a fost găsită în burta acestuia. Se pare că vinul avea încă un gust delicios chiar și după tot timpul petrecut în stomac. Vinul care petrece orice timp în mare tinde să aibă un gust mai dulce, deoarece procesul diferit de osmoză care are loc sub apă tinde să aibă un efect asupra lichidului care pare să îmbunătățească aroma. Ceea ce nu se poate explica totuși e modul în care acidul superputernic din stomacul rechinului nu a distrus complet sticla. Poate că nu a fost acolo suficient de mult timp. Nu vom ști niciodată. Un cavaler în armură. Acesta este un lucru destul de bizar care nu a fost niciodată confirmat clar, dar potrivit lui Guillaume Rondelet, un apreciat naturalist francez din secolul al XVI-lea, rămășițele unui cavaler care încă mai purta armură a fost odată localizată în intestinul unui rechin alb. Acesta avea un puternic interes pentru viața marină și era foarte respectat în lumea științei, așa că sunt șanse să spun adevărul despre această descoperire cumplită. Durerea de burtă pe care rechinul trebuie să o fi experimentat ca urmare a digestiei armurii solide a fost probabil chinuitoare. Nu a fost menționată nicio sabie, așa că să sperăm că nu s-a mers atât de departe. O ghiulea. Întorcându-ne în 1823, pescarii din Indiile de Vest au descoperit o ghiulea de tun înfiptă în stomacul unui rechin pe care l-au prins. Confuzi inițial cu privire la modul în care această bilă de fier foarte grea și-ar fi putut găsi drumul în intestinul rechinului, ei au ajuns în cele din urmă la concluzia că trebuie să fi fost atașată de o persoană și că rechinul imens trebuie să fi devorat corpul împreună cu greutatea. Medalion antic. Ceea ce a început ca o misiune de a pregăti un chiuri de rechin s-a încheiat cu descoperirea unui artefact portughez din secolul al XVI-lea în Klembank, în Malaezia. În timp ce tăia unul dintre rechinii bebeluși pe care i-a cumpărat de la piața de pește mai devreme în acea zi, Menon a dat peste vechea comoară din intestinul rechinului. Astfel de medalioane s-au crezut că erau purtate de soldați ca o formă de protecție divină. E suficient să spunem că rechinul nu a fost mâncat și relicva de medalion a fost păstrată de Menon. Câini. Proprietarii de câini care trăiesc în stațiunile de coastă australiene ar trebui să urmărească atent animalele de companie, deoarece există cazuri bine documentate de câini care sunt atacați și mâncați de rechini. În cartea sa din 1958, Shark Attack, Sir Victor Complenson amintește de descoperirea capului și picioarelor din spatele unui bulldog, completate cu o zgardă în jurul gâtului în stomacul unui rechin tigru capturat în portul Sydney. De asemenea, el înregistrează cazul unui cocker spaniol descoperit în intestinul unui rechin tigru prins de pe plaja Bondi. Din păcate, în notul neregulat al câinilor e citat ca fiind unul din motivele pentru care atrag atenția nedorită a prădătorilor. Cu toate acestea, trebuie să ne întrebăm dacă proprietarii de câini nepăsători au ceva de a face cu moartea cumplită a iubitelor lor animale de companie. La urma urmei, ambii câini din cartea lui Complenson purtau zgardă sau lese. Poate că în loc să admire priveliștea proprietarilor, ar fi trebuit să caute potențial prădători în timp ce mergeau de-a lungul plajei. Un braț tatuat. Deși există numeroase incidente de rechini care atacă oamenii și înghit părți ale corpului, probabil unul din cele mai populare a avut loc în aprilie 1935. Un rechin tigru capturat în largul coastei Australiei s-a îmbolnăvit în decurs de o săptămână de la transferul de la Coogee Aquarium. Mai târziu, rechinul a vomitat antebrațul stâng al unui bărbat completat cu un tatuaj distinctiv, spre șocul mulțimii de vizitatori din acvariu. Analiza amprentelor digitale și confirmarea de către soția și fratele său a identificat brațul tăiat ca fiind al criminalului Gene Smith, care lipsea de câteva săptămâni.
O examinare ulterioară a membrului a arătat că acesta a fost rupt cu un cuțit mai degrabă decât rupt din corpul victimei de către rechin, ceea ce a dus la o anchetă ulterioară asupra crimei. În cele din urmă, Patrick Brady, un criminal condamnat, a fost arestat și acuzat de crima lui Smith. Cu toate astea, avocatul lui Brady a susținut că nu există suficiente dovezi pentru a-l condamna, deoarece brațul nu constituia un corp și Jim Smith, fără brațul său, ar putea fi încă în viață. Mai târziu, cazul a devenit subiectul mai multor cărți, inclusiv The Shark Arm Case de Vince Kelly și The Shark Arm Murders de Alex Castle. În ciuda multor teorii, cazul brațului tatuat rămâne nerezolvat. Un om întreg. Conform International Shark Attack Files, cea mai mare bază de date cu privire la atacurile de rechini, au existat 2866 de atacuri de rechini neprovocate confirmate în întreaga lume începând cu 1580. Australia de Vest e renumită pentru că are cele mai letale ape cu cel mai mare număr de atacuri de rechini care se dovedesc mortale din lume. Deși atacurile de rechini asupra oamenilor sunt încă destul de rare, ele se întâmplă. Poate că una din cele mai înspăimântătoare povești cu rechini care mănâncă oameni s-a produs în largul coastei Australiei de Sud din februarie 2014. Sam Kellett, un profesor de 28 de ani, era sub apă cu prietenii săi în apele din jurul Edinburgh, un oraș de lângă Adelaide. Potrivit martorilor de la anchetă cu privire la moartea lui Kellett, un rechin l-a atacat și l-a înghițit întreg. De fapt, singurele obiecte recuperate de la fața locului au fost pușca lui și două greutăți de plumb. Păsări. Înclinația rechinului tigru pentru păsările marine e bine documentată. Dar, pe lângă păsările marine, au fost descoperite în stomacul rechinilor inclusiv cuci. Apetitul rechinilor pentru păsările terestre a fost descoperit de Marcus Drymon, cercetător la Dauphin Island Sea Lab din statul american Alabama. În timp ce Drymon examina un rechin tigru în timpul unui exercițiu de prelevare de rutină, rechinul a scuipat câteva pene. Drymon era destul de sigur că penele aparțin păsărilor terestre mai degrabă decât păsărilor marine, ceea ce a determinat cercetarea suplimentară a dietei rechinilor de către cercetători și echipa sa. În următorii 2 ani, cercetătorii au disecat stomacul a 50 de rechin tigru, descoperind rămășițe de păsări cum ar fi pene, ciocuri și picioare în aproximativ jumătate din rechini. O investigație ulterioară a constatat că unele din părțile păsărilor aparțineau păsărilor terestre, așa cum suspecta Drymon. Fiind identificate rămășițele acestora, deci cum au ajuns păsările terestre în meniul rechinilor tigru? O teorie sugerează că platformele petroliere din Golful Mexicului sunt de vină. Anual, sute de păsări migratoare sunt ucise atunci când se ciocnesc cu platforme petroliere. Cercetările sugerează că păsările sunt dezorientate de luminile platformei petroliere, provocând păsările să se prăbușească în lumini sau să fie epuizate și să cadă în apă. Acest lucru face ca păsările să fie o pradă ușoară pentru prădători, precum rechinii tigru. Unii oameni de știință sugerează că rechinii învață să se hrănească acolo unde sunt păsările disponibile, ceea ce ajută la explicarea de ce atât de mulți rechini din zona au rămășițele păsărilor în stomac. Teoria platformei petroliere nu explică însă o singură pasăre terestre care a ajuns în burta unui rechin. Investigația conținutului stomacal al unui rechin tigru a relevat rămășițele mai multor găini și coșul lor de pui. Rămășițe ale unui urs polar. În 2008, în timp ce investigau creșterea numărului de decese de foci, oamenii de știință au dat peste rămășițele unui urs polar în stomacul unui rechin din Groenlanda, una din cele două specii de rechini dormitori găsite în arhipelagul Arctic Svalbard. O investigație suplimentară a conținutului stomacului rechinului a constatat absența organismelor care de obicei colonizează carnea în descompunere. Acest lucru i-a determinat pe oamenii de știință să sugereze că rechinul din Groenlanda a atacat și ucis tânărul urs polar. Cu toate acestea, experții în rechini au considerat că este mai probabil ca rechinul să fi mâncat carcasa moartă a ursului. Alte animale relativ ciudate care au fost găsite în stomacul rechinilor, precum ursul polar, au fost delfinii. Rechinii mai mari, cum ar fi rechinii tigru, rechinii taur și marele alb, sunt cunoscuți că prădează specii mai mici de delfini, unele atacuri fiind capturate pe cameră. Studiile privind obiceiurile alimentare și comportamentul rechinilor tigri au identificat și rămășițele delfinilor din conținutul stomacului. Cu toate astea, delfinii nu sunt victime pasive. Ei consideră rechinii ca fiind unul din dușmanii lor naturali. Dacă rechinii pătrund pe teritoriul delfinilor, se știe că delfinii înconjoară alți delfini slabi sau răniți. Apoi delfinii atacă rechinii, împingându-i pe aceștia în branhii cu boturile lor pentru a-i mutila sau ucide. Astfel, rechinii mănâncă tot felul de lucruri incredibile, de la oameni până la plăcuțe de înmatriculare. Aceste animale sunt cu adevărat periculoase și dacă ajungeți vreodată în zone unde se află astfel de prădători, ar trebui să aveți o atenție sporită. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!